Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare! Astăzi vă invit la o etalare în general, o etalare cu tema Mă mai iubești, în ciuda lucrurilor care ne separă în momentul de față, dacă persoana respectivă vă mai iubește încă. Da? Sunteți separați, lucrurile nu merg bine, vânduiți de anumite sentimente ale persoanei respective sau nu știți, a fost iubire, nu a fost sau pur și simplu vreți să aflați dacă această persoană vă mai iubește încă. Este valabilă, deci, pentru aceste persoane care își pun această întrebare. Și vreau să mă axez pe răspunsul la această întrebare și vreau să văd energia dumneavoastră, energia persoanei respective astăzi când dumneavoastră vedeți acest videoclip. Este valabil ori de câte ori îl vedeți. Nu contează eu când am pus videoclipul pe YouTube, contează dumneavoastră să primiți și să recepționați mesajul transmis în din spatele acestei etalări. Așadar, energia dumneavoastră, energia persoanei respective în momentul de față, precum conexiunea dintre voi și să vedem dacă această persoană vă mai iubește încă, în ciuda tuturor lucrurilor care vă separă. Într-adevăr, dumneavoastră, aceasta este energia dumneavoastră. Aveți impresia că această persoană nu vă iubește, aveți impresia că v-a înșelat, că este o persoană care înșeală, o persoană care v-a dezamăgit, deși toate lucrurile au fost frumoase. Ceea ce v-a prezentat această persoană, cum a apărut în fața dumneavoastră, cum și-a expus gândurile, sentimentele și experiențele prin care ambii ați trecut v-au făcut să considerați sau să luați în considerare că această persoană nu este o persoană bună pentru voi, nu este o persoană care să vă ofere ceea ce voi căutați, pentru că voi vă doriți o stabilitate, iar persoanei respective îi este frică, îi este teamă. Nu știe dacă va mai trece prin aceleași experiențe, pentru că este o persoană destul de matură, o persoană cu experiență din punct de vedere sentimental. A mai avut relații peste care nu a putut trece foarte ușor, pentru că fie această persoană a abandonat, persoana cealaltă fie a fost abandonată, dar nu contează sexul, dumneavoastră știți despre ce este vorba. Însă are impresia că dacă va iubi din nou sau dacă va veni către dumneavoastră sau dacă vă oferea ceea ce voi vă doreați, pentru că știe această persoană, s-ar putea să fi discutat, avea impresia că va fi, manipulat într-o direcție anume în care nu mai are ieșire, în care nu mai are scăpare și nu știa dacă îi creează dependență de dumneavoastră situația în care voi vroiați să ajungă această persoană. Persoana la care voi vă gândiți, au văzut trei cărți, am să le iau, se gândește că este victima anturajului său. Poate să fie familie, poate să fie o altă persoană cu care este într-o altă relație, acum depinde. Însă consideră că nu poate face nimic, consideră, vedeți că aceste, ce ciudat, aceste două personaje, Veverița și acest dragon de aici, sunt în această carte, așa cum simte el, Veverița și dragonul. Deci sunt persoane care își spun... sunt persoane. Este o persoană care își spune tu m-ai înșelat, tu m-ai adus în această stare din cauza ta, am încheiat această relație, da? Etc. Dă vina pe dumneavoastră. Însă are încredere în destin. Are încredere în destin și încearcă să nu mai fie influențată, pentru că această persoană fie a fost influențată de voi, fie voi ați știut că este influențată de altcineva, poate să fie familie, poate să fie o altă persoană, repet, cu care este într-o relație în prezent. Pentru că are încredere în destin, nu mai vrea să se lase manipulată acolo unde este cazul, s-ar putea ca să fie o persoană extrem de intuitivă acum și să știe ceea ce își dorește în acest moment.
parcă a găsit sensul vieții sale. Poate fi la o distanță de voi fizică, efectiv, dar este o persoană care este imparțială, care și-a găsit deja balanțul, care este neutră. Nu este bine. Pe de o parte este bine, da, că această persoană s-a balansat, că această persoană știe ceea ce își dorește, pe de altă parte nu o văd că acționează în ceea ce vă privește. Haideți să vedem conexiunea dintre voi în acest moment. Conexiunea dintre voi. Ce se va întâmpla în acest moment? În acest moment vă descoperiți unul pe altul sau persoana respectivă, având încredere în univers, începe să aibă încredere în univers, în destin, în Dumnezeu, îi cere ajutorul pentru a-i oferi această cupă a dragostei și pentru a-i oferi acest echilibru de care are nevoie și pentru a-i înlătura energiile negative din anturajul său. Deci cere universului ajutorul această persoană în acest moment pentru conexiunea dintre voi, nu pentru ca ea singură să se echilibreze, ea pentru ea, nu, pentru ea și pentru voi. Dacă mă refer la ea, mă refer la persoană, poate să fie masculin, feminin. În prezent, dumneavoastră faceți același lucru, dar printr-o intuiție extraordinară. Vă place arta tarotului, vă place astrologia, vă place orice ce este mistic, ezoteric, iubiți acest lucru, vă uitați la videoclipuri, faceți anumite poate ritualuri, ce știu eu, dumneavoastră știți ceea ce faceți pentru a chema această persoană și o atrage în viața voastră și de ce? Pentru că, ia uitați, este sufletul vostru pereche. Nu puteți abandona această conexiune, cum nici persoana respectivă nu o poate abandona. De acolo există această întrebare a voastră, mă mai iubește? Da. Da, și vă doriți o familie cu această persoană, vă doriți o relație stabilă, doriți un nou început, vreți ca lucrurile să evolueze într-o direcție unde pasiunea este foarte mare, înțelegerea dintre voi este foarte mare, ați luat în considerare toți factorii, ați analizat pe toate părțile, ați desficat firul în patru, știți ce aveți de făcut, dar și persoana cealaltă la care voi vă gândiți a făcut același lucru în același timp, da? Și de acolo această neutralitate, dar încercați ambii să ieșiți dintr-o zonă în care ați considerat că sunteți confortabili așa cum sunteți. Și încercați să treceți peste acele nopți nedormite, peste acele frici, acele temeri, dacă vă iubește sau nu, încă persoana aceasta la care voi vă gândiți, da, și nu poate sta fără voi. Va veni la dumneavoastră, va crea, nu neapărat disponibilitatea, dar își va crea drumul către voi într-o manieră cunoscută numai de ea. Da? De această persoană, bărbat, femeie, puțin contează, își va crea acest drum, va ajunge la dumneavoastră, va urca pas cu pas către voi, deși acum, vedeți, energia sa este de a se ruga, de a reconsidera lucrurile, de a le analiza, de a vedea cum să ajungă la voi, cum să construiască această ieșire, cum să construiască acest drum către voi. Deci este în prezent, când voi vă uitați la acest videoclip, în curs de a gândi cum să facă. Da? Dar până la urmă va face acest pas. Și da, vă iubește această persoană, cu siguranță. Acum, haideți să vedem ce obstacole în afară de victimizarea aceasta, de manipularea aceasta, poate de un trio. Trio mă refer nu neapărat la o persoană, dar poate să fie o situație, poate să fie familia, poate să fie anturajul, poate să fie anumite vicii. Ce o mai reține pe această persoană în prezent? De ce încă mai are de lucrat la ea sau la el pentru până să vină la voi, până să ajungă să colaboreze în ghilimele cu voi? În primul rând, familia sa.
are anumite treburi și anumite lucruri de rezolvat în familia sa. Una la mână, haideți să mai vedem ce alte blocaje are persoana la care spectatorii se gândesc. Ce alte blocaje are persoana la care spectatorii mei se gândesc în acest moment. Ok, haideți să vedem, au și mai multe cărți, o să le luăm pe toate. În comunicare, probabil nu comunică la fel ca și voi, nu vede acest parteneriat, această alianță destul de puternică în acest moment. Îi se pare că este o pierdere totală, îi se pare că există un dezechilibru la nivel afectiv, emoțional, că probabil dumneavoastră v-ați detașat, poate să se gândească la acest lucru. Îi este teamă, vedeți, de univers, dar roagă universul să-i rezolve această problemă. Deci îl roagă pe Dumnezeu să intre, să vină în întâmpinarea acestei probleme și va înțelege că va trebui să facă un sacrificiu ca să ajungă la voi și la această colaborare. Deci îl rețin în primul rând conflictul mental legat de abandon, de pierdere, fie dumneavoastră ați plecat, fie această persoană a abandonat relația și nu știe care sunt sentimentele voastre în acest moment. Este frică de destin, de necunoscut, este teamă de univers că nu-i poate înlătura un capitol din viața sa, este teamă de această familie, de acest blocaj în familie și de faptul, bineînțeles, că nu poate face o alianță puternică alături de voi, pentru că nu vă mai cunoaște sentimentele, nu cunoaște ce faceți, probabil a trecut foarte mult timp, dar își dorește această alianță, își dorește această conexiune cu voi, pentru asta luptă, da? Pentru asta cere ajutorul Universului, pentru asta cere. Și știe că sunt necesare anumite sacrificii. Probabil se roagă pentru a putea trece peste aceste sacrificii. Are o credință foarte bine dezvoltată, are anumite tradiții, obiceiuri, are anumite principii, anumite valori care de unde vin din familie. Așa cum v-am spus, există o distanță între voi în unele cazuri, poate este în altă țară, poate are altă religie, însă toate aceste concepte, toate aceste valori, toate aceste lucruri care în momentul de cântăresc mult în momentul de față în mintea persoanei respective și trebuie să le echilibreze într-un fel, trebuie să știe să jongleze cu toate acestea pentru a-și menține acest echilibru. Încă învață, încă este la stadiul de a învăța, încă este la stadiul de a veni către voi cu prudență, dar va veni, această persoană va veni către voi și da, există această iubire, da, este o relație de suflete pereche, mai ales dacă vă întrebați. Altfel, dacă nu exista această iubire, nu existau aceste sacrificii, nu exista această zonă de disconfort în care s-ar afla acum. De ce nu este confortabilă această persoană în acest moment dacă nu vă iubește? Da? Nu are stare această persoană și este din cauza acestei iubiri, dar iubirea aceasta îi dă frică. Da? O frică la care încă lucrează. Dragii mei, aceasta este etalarea pe care v-am propus-o astăzi. Sper să fi găsit elemente interesante. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări. Vă pup, vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere!